Stimați telespectatori, bună seara! În această emisiune, important, vom discuta despre economie. Mie mi se pare important să discutăm despre situația în economie, atâta timp cât putem face niște totaluri anului 2022, și e normal să facă aceste totaluri acum, și să vedem perspectivele de dezvoltare a țării în anul 2023. Am invitat în emisiune o doamnă, care de fapt cunoaște economia, care lucrează astăzi în acest domeniu, în domeniul dezvoltării, în domeniul parcurilor industriale. Și este vorba despre doamna Aurelia Salicov, care este director general la Parcul Industrial Tracuom și totodată este președintele Asociației Parcurilor Industriale din țară. Bună seara, doamna Salicov! Bună seara! După cum am anunțat, discutăm despre situația în economie, dar mai mult din aspectul viziunilor și conceptelor oamenilor care azi practic se ocupă cu industria, se ocupă cu economia, care ceva produc, oamenii care exportă, oamenii care astăzi se gândesc cum să-și dezvolte afacerile, da? Adică se gândește la subiectul respectiv și, desigur, cei care lucrează în domeniul privat, dar se gândește la cei care lucrează de multe ori și la întreprinderile de stat. Și ele trebuie fortificate, și ele trebuie consolidate și așa mai departe. Sunteți șeful la Tracuom. Și atunci mă uit eu ce are Tracuomul cu dezvoltarea economică a Moldovei. Tracuomul, noi îl cunoaștem ca o întreprindere foarte serioasă încă 30-40 de ani în urmă, care producea tractoare. Și acum, ce face Tracuomul? Să știți că Tracuomul are o legătură directă cu economia Republicii Moldova, pentru că în anul 2011 a fost luată decizia de revitalizare a anumitor platforme economice, printre care și Tracuom. A fost adoptată legea parcurilor industriale și hotărârea de guvern privind constituirea parcului industrial Tracuom. De atunci s-au scurs 11 ani, perioada în care peste 70 de antreprenori au prezentat proiectele lor investiționale și acum își desfășoară activitatea pe platforma fostei uzine de tractoare, cum ați menționat și dumneavoastră. Ne bucură foarte mult acest lucru pentru că, din păcate, la acel moment, în 2011, fosta uzină de tractoare de mai mult timp era falimentară. Și cunoașteți și meastră foarte bine care era situația la întreprindere. S-a găsit această modalitate de revitalizare a unei platforme care dispunea și dispune de tot necesarul pentru dezvoltarea afacerilor. Aici mă refer la infrastructura tehnico-inginerească. Și a fost pusă la dispoziția antreprenorilor care au fost de acord să investească banii proprii în dezvoltarea cărorva afaceri pe teritoriul Parcului Industrial Tracuom. Ziceam că au trecut 11 ani de atunci. Până la momentul actual, pe platformă au fost investiți peste 1 miliard și aproape 600 de milioane lei. Sunt investițiile directe a antreprenorilor în infrastructura, aici mă refer la clădiri, da? Adică amenajarea spațiilor pentru dezvoltarea acestor afaceri. Cifra de afaceri la momentul actual, cumulativă, a tuturor întreprinderilor care sunt pe platforma noastră, constituie 3 miliarde 300 de milioane. Anual, de pe platformă, cumulativ, se achită în jur de 800 de milioane impozite. Aproape miliarde de impozite. Exact. Și suntem în creștere, pentru că avem unele proiecte care sunt în deplină desfășurare. Avem antreprenori care dețin în arendă câte 2 hectare jumătate și vă dați seama că astfel de proiecte ele se dezvoltă într-o perioadă mai îndelungată. De aceea eu aș putea spune că după 11 ani
Tracomul abia își ia viteză în ceea ce înseamnă rezultatele economice. Acum, dacă tot discutăm despre statistici, cred că e bine să menționez că pe platformă activează în jur de 2500 de persoane. 2500. Bine, noi încă nu am atins cifra oamenilor care activau pe platformă pe timpurile când era uzina de tractoare, pentru că la uzină au lucrat în jur de 7000 de persoane. Dar, cum ziceam, dat fiind faptul că multe proiecte sunt în desfășurare, suntem încrezători că în anii următori, într-o perspectivă imediată, vom reuși să atingem cifre de 3-4000 de angajați pe teritoriul parcului. Eu cred că cifrele vorbesc de la sine despre rezultatul acestor platforme economice și după mine a fost o decizie foarte bună atunci în 2011 când guvernul a luat decizia de a transforma unele platforme care erau falimentare în parcuri industriale, pentru că în Republica avem în jur de 10 parcuri industriale, 6 dintre care sunt foarte active. Și la fel, deci colegii mei desfășoară diverse proiecte pe platformele acestea economice. Am înțeles. Adică, de fapt, noi trebuie să vorbim despre o legislație care a permis, atunci adoptată încă în 2011, care a permis, deci, relansarea totuși acestui segment. Eu vă pun întrebarea din cauza că experții noștri vorbesc în mai mulți ani despre deindustrializare, adică trebuie să spunem că cei care s-au reunit și sunt în cadrul Tracomului, de fapt, încearcă să facă reindustrializarea. Inclusiv reindustrializare. De fapt, ce înseamnă un parc industrial? Înseamnă o platformă economică care asigură toate condițiile necesare pentru desfășurarea diverselor activități. Și legea parcurilor industriale expres determină genurile de activitate admisibile pe teritoriul parcului. Țin să menționez că din cele 71 de proiecte care sunt implementate pe platforma noastră, circa 40% din ele sunt activități din domeniul tehnologic. Vorbim aici de IT, vorbim de diverse tipografii, de altfel cele mai mari tipografii din Republica Moldova sunt în parcul industrial Tracom. Lucru care pe noi ne bucură foarte mult. Desigur, avem și componenta industrială. Avem câteva companii care desfășoară activitate de prelucrare a metalelor. Avem un antreprenor care încearcă să revitalizeze producerea tractorașului Vieru. Noi îl încurajăm, încearcă. Eu am auzit zvonul ăsta, dar dumneavoastră azi în emisiune l-ați confirmat. Adică se încearcă totuși revitalizarea tractorului moldovenesc în varianta contemporană. Exact, da. Să știți că chiar recent în vizită la Tracom a fost o delegație de la Universitatea Tehnică din Moldova. Împreună cu domnul rector am vizitat acest antreprenor. Și l-am încurajat pe dumnealui ca să continue să realizeze acest vis. Acest vis. Eu, în calitate de istoric, mi-aduc aminte că statistica anilor 80 arăta că noi produceam acolo 10-12.000 de tractoare pe an. Lucrau aproape 10.000 de muncitori, dumneavoastră ați spus aici numai 7, dar probabil că statistica e diferită. Și visul nostru, de fapt, după prăbușirea URSS,
a fost ca generația noastră, în tot cazul, mai în vârstă, da? Ca uzina să fie revitalizată. Eu am participat, așa, în calitate de viceprim-ministru, în niște tratative cu Bielorușii și ei erau de acord în 2005-2008 să ne ajute la relansarea. Și în parte, regret foarte mult că nu s-a făcut acest lucru. Acum, dumneavoastră, într-un fel, ați confirmat că chiar și în condițiile de astăzi se încearcă a construi sau a reconstrui sau a readuce pe piață tractorul nostru moldovenesc. Adică noi eram cândva 38-39 de state, probabil că acum ați văzut 40, dar poate 39 de state care produc tractoare. Și Moldova va produce? Încercăm, depunem tot efortul împreună cu rezidenții platformelor economice. Pentru că noi trebuie să înțelegem, un proiect de genul ăsta necesită implicare totală și eu cred că cu eforturi comune am putea să ajungem să trăim bucuria lansării unor tractoare made in Moldova. Da. Cu utilaje probabil că de acum contemporane, cu alte utilaje. Cu siguranță tehnologiile s-au schimbat, s-au modernizat. Important este să atingem obiectivul. Ia că le promitem telespectatorilor că o să venim la dumneavoastră și poate că o să facem și filmări și o să urmărim în general proiectele dumneavoastră și inclusiv proiectele legate cu ideea acestui tractor. Noi vă așteptăm cu mare drag, pentru că cu adevărat Răcom, după 11 ani, a devenit o adevărată carte de vizită a economiei Republicii Moldova și nu este o declarație fără substanță. Vă invit ca dumneavoastră personal să vă convingeți că unele dintre cele mai frumoase și importante proiecte economice care se dezvoltă în Republica Moldova sunt implementate la Trăcom. Ca să vă vorbesc un pic despre oportunitățile care le... Eu tamana am vrut să vă întreb, care sunt acele condiții speciale în care lucrează rezidenții dumneavoastră? Probabil că toate condițiile astea le vor și alți, eu știu, agenții economici. Dar despre ce este vorba? Legea parcurilor industriale oferă un spectru larg de oportunități, facilități pentru rezidenții parcurilor industriale. Una dintre cele mai importante facilități este accesul la infrastructura tehnico-inginerească, disponibilă, care este modernizată și întreținută de către echipele întreprinderilor administratoare. Noi înțelegem foarte bine ce ar însemna implementarea unui proiect de la zero. Deci când mergem pe un greenfield, unde trebuie să asigurăm din contul antreprenorului toate cheltuielile legate de organizarea infrastructurii tehnico-inginerești. Mă refer la rețeaua electrică, gazoduct, deci sistemul de apeduct, canalizare, etc. Păi toate astea pe platformele industriale sunt disponibile. Rezidentul vine, noi îl conectăm la aceste facilități și dumnealui deja în perimetrul terenului sau spațiului care l-a luat în chirie de la întreprinderea administratoare, face investiția corespunzătoare, pentru că fiecare afacere, da, fiecare proiect are condițiile sale speciale și astfel, deci, ei mai rapid pot iniția aceste proiecte investiționale pe de o parte. Pe de altă parte, înțelegem că e vorba și de o economie serioasă de bani. Da. Asta e una din principalele facilități acordate. O altă facilitate este prețul normativ de arendă al terenului pe platformele industriale, pentru că noi totuși vorbim aici de un parteneriat public-privat, unde statul pune la dispoziția antreprenorului terenul sau spațiul
Aceasta este participarea statului în acest parteneriat public-privat, iar antreprenorul este dispus să investească banul, tehnologia, priceperea dumnealui de a realiza proiecte, de a crea locuri de muncă, de a achita impozite statului. O altă facilitate este partea aceasta de controluri planificate, deci ele nu se desfășoară inopinat. La începutul anului, întreprinderea administratoare primește lista întreprinderilor ce urmează a fi supuse controarelor și, în general, pe teritoriul parcului industrial nu sunt admise alte instituții decât dacă nu își coordonează prezența cu întreprinderea. Controlorii vin mai rar acolo. N-aș spune că mai rar, cel puțin, deci este o regulă clar stabilită în ceea ce se referă controale. Am înțeles. Conduceți această asociație a parcurilor industriale din Moldova, da? Despre care se vorbește în ultimul timp, se vorbește bine. Și aici am vrut ca dumneavoastră să ne povestiți despre altele parcuri care sunt în Moldova și care sunt succesele, de fapt, acestor parcuri. Spuneați că din 10 și funcționează mai bine vreo 6. În Republica Moldova oficial sunt înregistrate 10 parcuri industriale, dintre care 6 sunt active. Noi, când vorbim despre parcuri industriale, trebuie să facem diferența dintre parcurile industriale private, adică gestionate de companii private, și parcuri industriale care sunt gestionate de către întreprinderi de stat, așa cum este Tracom, de exemplu. Și din cele 10, 6 sunt active, adică 6 care au proiecte deja implementate pe teritoriul acestui parc și toate 6 sunt membri ale asociației pe care am onoarea să o conduc, Asociația Parcurilor Industriale din Republica Moldova. Cumulativ, membrii asociației gestionează 222 de hectare pe care se desfășoară activitatea acestor parcuri. Până la momentul actual, în parcuri cumulativ au fost investiți peste 2 miliarde 680 de milioane lei. Deci înțelegem că e o anvergură destul de mare. Parcurile respective sunt situate în regiuni, Tracom în capitală, avem colegi la Strășeni, la Bălți, la Cahul, la Cemișlia, și avem și un parc gestionat de o întreprindere privată la Durlești. Avem o colaborare foarte strânsă cu colegii. Cum ați menționat și dumneavoastră, suntem destul de activi. În acest an, scuzați, în anul care a trecut, 22. Împreună cu colegii mei din asociație și partenerul strategic al Republicii Moldova, proiectul Future Technologies Activity, în colaborare cu colegii de la Agenția Proprietății Publice, de la Ministerul de Economie, am elaborat un set de propuneri de modificare a legii parcurilor industriale. Pentru că vorbeam, legea a fost aprobată în 2011 într-un alt context economic. Deja parcurile s-au maturizat, au anumite realizări și considerăm oportună modificarea legii pentru a lărgi spectrul de facilități. Noi avem încredere că platformele economice pot fi realizate prin acest model de parteneriat public-privat.
Și lucrul acesta este dovedit prin rezultatele pe care le-am înregistrat noi cei de la parcurile industriale. Ca să înțelegeți, Tracom, de exemplu, și-a epuizat toate activele pe care le avea disponibile. Deci ultimul activ care l-am expus la un concurs investițional va fi chiar acum în data de 24 ianuarie. Și cu asta noi am închis disponibilitatea. Ceea ce înseamnă că există un interes sporit din partea antreprenorilor ca să investească în aceste platforme industriale. Și în acest context, împreună cu partenerul strategic Future Technologies Activity, este un proiect finanțat de USAID și Guvernul Suediei, am elaborat strategie de dezvoltare a parcului industrial Tracom pentru perioada 2023-2030. Pe de o parte avem solicitare din partea actualilor rezidenți de oferire a altor spații, pentru că dumnealor pe parcursul anilor au implementat proiectele, au crescut și au nevoie pentru extindere de noi spații. În luna august anului trecut noi am desfășurat o chestionare a rezidenților și urmare a examinării acestor rezultate am notat că 70% din respondenți sunt în proces de dezvoltare și creștere a activităților desfășurate și solicită din partea întreprinderii administratoare spații suplimentare. În condițiile Tracomului noi nu mai avem această disponibilitate. Deci propunerea noastră în această strategie este de a deschide platforme specializate. Ce înseamnă aceasta? Dat fiind faptul că structura de proiecte implementate pe platforma Tracom, dacă luăm pe domenii, cum ziceam, tehnologie avem în jur de 40%, 20% avem proiecte industriale, avem logistică, avem 25% sunt depozite logistice. Și avem o altă componentă importantă care se referă la industria ușoară. Avem un agent economic, știu că nu pot da nume în emisiune, dar e un brand foarte cunoscut pe teritoriul Republicii Moldova și noi suntem mândri că cele mai notorii branduri și-au regăsit casa pe teritoriul Tracom. În contextul respectiv, noi am venit cu propunerea și Consiliul Societății a acceptat această viziune de dezvoltare a parcului de deschiderea filialelor specializate. Deci, logistica să fie amplasată în spații adaptate, adică în vecinătatea aeroportului, în vecinătatea căii ferate, autostrăzilor, astfel încât să fie foarte acum ușor. Acum este infrastructura. Exact. Ceea ce se referă la producerea industrială și cu un eventual impact asupra mediului ambient, deci la fel, să identificăm acele platforme care la momentul actual nu sunt valorificate, dar întrunesc condițiile pentru dezvoltarea unor afaceri industriale. Ați ochit chestiunile astea așa pe Republică? Exact, exact. În jurul Chișinăului? În jurul Chișinăului, pentru că noi ca și echipa întreprinderii administratoare suntem gata să ne asumăm acest proiect de lansare a filialelor. Și pentru început ne-am dorit să fie cât mai aproape, cât mai aproape de Chișinău. Deși guvernul ar putea aici să vă faciliteze în așa fel ca să dezvoltați și ceea ce se numește dezvoltare regională. Să aveți acolo și la Taraclie și în altă parte. Adică, mă rog, așa mă gândesc eu, nefiind specialist, între altele.
Să dea Dumnezeu să reușim cu prima etapă a strategiei noastre ca să lansăm aceste filiale în periferia Chișinăului. Și dacă reușim să atragem investitori în timp foarte scurt, atunci da, vom fi nevoiți, ca și colegii de la zonele economice libere, să identificăm platforme și în regiuni. Eu cred în dezvoltarea platformelor industriale. Eu cred. Pentru că dacă vecinii noștri, de altfel în România, sunt foarte bine dezvoltate aceste platforme economice, și dacă tot vorbeam despre Asociația Parcurilor Industriale, da, noi avem o colaborare foarte frumoasă cu colegii de la asociația similară din România. Avem și contacte foarte bune cu unele parcuri industriale, pentru că experiența colegilor este foarte importantă pentru noi. Dânșii dezvoltă astfel de infrastructuri de mai bine de 20 de ani. Noi suntem în proces de implementare de 10 ani. Deci sunt multe secrete ale meseriei, dacă putem noi să le numim așa, care, cu care se împărtășesc colegii și un lucru fenomenal de bun. Noi suntem acum... Avem de la cine învăța. Exact. Acum... Dar poate să învață și ei ceva de la noi. Indiscutabil, pentru că orice comunicare aduce beneficii pentru ambele părți. Acum, împreună cu colegii de la Asociația Parcurilor Industriale din România, ne-am propus să semnăm și un acord de colaborare care va presupune și implementarea unor proiecte în comun. În timpul cel mai apropiat vom merge cu colegii mei de la asociație la Cluj pentru semnarea acestui acord de colaborare. Dar pe parcursul anului trecut, ca și asociație, am semnat deja acorduri de colaborare cu Camera de Comerț Italo-Moldavă. Am văzut undeva și chiar în presă a fost scris și v-au lăudat acolo, inclusiv pentru efortul dumneavoastră, adică eu nu vreau să vă laud tare în emisiune, dar totuși, ce interes au italienii față de parcurile noastre industriale? Vreau să vă comunic că Italia este o țară unde parcurile industriale se dezvoltă de foarte mult timp. Și apropo, nu știu dacă cunoașteți acest lucru, prima tentativă de a dezvolta un parc tehnologic în Chișinău aparține unei companii italiene în periferia sectorului Ciocana, cred că în 2002-2003. Cum se numea proiectul ăla? Tech Park, ceva de genul ăsta, dacă vă amintiți. Da. Din câte cunosc, au reușit parțial să implementeze ceva, dar era un proiect de anvergură. Eu mi-aduc aminte că s-a discutat atunci la guvernul în chestiunea respectivă, deși opiniile s-au divizat, ca și în orice problemă la noi, fiindcă era punctul de vedere că trebuie să ajutăm la relansare și trebuie să susținem. Dar era și punctul de vedere că da, ce să le dăm noi lor facilități, aia că ei asemblă iarăși, nu-i clar. Adică nu era o prognoză, de fapt, și acestor aspecte sociale. Când noi vorbim de aspectele sociale, să are în vedere, desigur, în primul rând, dacă ei o să plătească impozite și dacă ei o să creeze locuri de muncă. Dar nu era garanții. Și știu că am mers în discuții, chiar și la comisiile parlamentare. În cazul de față, când noi vorbim despre, cer scuze că v-am întrerupt, când vorbim despre aceste acorduri, când vorbim despre colaborare, când vorbim despre dezvoltare, când vorbim despre creșterea dumneavoastră, ați vorbit că vedeți perspectiva creșterii. Eu îmi pun întrebarea aceasta, aspectelor sociale. Noi să avem acolo locuri de muncă mai multe, pentru, inclusiv pentru tineri, și dacă noi să avem acolo, deci salarii într-un fel acceptabil. Apropo de salarii, pe platforma Tracom salariul mediu este de circa 10.000 lei. Eu cred că este o
cifră destul de bună pentru un salariu mediu. Noi, împreună cu colegii de la echipa întreprinderii administratoare Tracom, am făcut un exercițiu de analiză a implementării proiectelor investiționale și am analizat diversi parametri, printre care și partea aceasta de salarizare. Salariul mediu în companiile IT de pe platformă constituie 20.000. Acei de la IT. Evident că cei din producere au salarii un pic mai mici și iată de ce ieșim la această medie de 900. Dar haideți să spunem lucrurilor pe nume. Nu este un salariu rău, nu 1800, 10.000 ca și salariu mediu. În condițiile în care, cum ziceam, multe proiecte abia și iau avântul în dezvoltarea dumnealor. Și dacă revenim la subiectul acestor acorduri de colaborare cu diverse asociații, participarea la forumuri internaționale, primordial noi ne stabilim ca și principiu promovarea produselor, serviciilor dezvoltate de către antreprenorii noștri pe platformă. Pentru că unul din obiectivele, una din sarcinile primordiale ale echipei de administrare este suportul antreprenorilor noștri, ca cele produse pe care dumnealor le produc pe teritoriu să și găsească clientela, produse, servicii, etc. Și în acest sens, pe parcursul anului trecut, am depus efort, ne-au vizitat diversi ambasadori acreditați în Republica Moldova. Noi am fost foarte activi, am participat la forumurile internaționale organizate atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Și eu mă bucur foarte mult că în rezultatul acestor participări, unii rezidenți de pe platformă și-au regăsit parteneri de colaborare. Pentru că noi trăim un context economic deloc ușor. Da. Și trebuie să depunem tot efortul, toată priceperea noastră ca să venim cu ajutorul necesar pentru antreprenori. Bine, eu propun să facem o mică pauză de publicitate, ca așa e regula televiziunii, pauză de publicitate. Stimați respectori, continuăm emisiunea. Spuneam că o am în platou pe doamna Aurelia Salicov, care este director general al Parcului Industrial Tracom și mai este președintele Asociației Parcurilor Industriale. Discutam despre, fapt, despre succesele acestor întreprinderi, acestor proiecte. Ele funcționează mai bine de 10 ani în Republica Moldova și, după cum ne raportează doamna Salicov, deci acolo sunt și anumite succese și anumite perspective. Și acum despre perspective, doamna Salicov. Până la urmă, noi avem în țară deci exodul populației, exodul tinerilor. Și asta probabil că îi deranjează pe toți, și pe părinți, și pe bunei, și trebuie să îi deranjează și pe guvernanți. Dar uitați-vă că sunt anumite domenii, și inclusiv și domeniul care îl conduceți dumneavoastră, unde apar succese, deci apar să crește numărul angajaților, deci apare un salariu mediu de aproximativ 10.000 de lei, care încerc să spun și eu că el ar fi atractiv pentru un tânăr care termină universitatea și nu știe ce să facă cunoștințele sale. Problema cadrelor, în cadrul acestor, spunem așa, întreprinderi și domeniul parcurilor industriale. Ce ne facem cu cadrele? Cum le pregătim? Cum le căutați dumneavoastră? Cum le găsiți? Și ce ar trebui în general să se întreprindă? Și la nivelul poate privat și la nivelul statului, ca noi să avem aici și cadre mai pregătite și exodul poate să fie mai mic.
Cu siguranță, pentru a asigura succesul implementării proiectelor investiționale de pe platformele industriale, noi avem nevoie de cadre. Pentru că cel mai mare avantaj al unui antreprenor este disponibilitatea cadrelor. Apropo, dacă tot discutăm acest subiect, pentru noi, ca model de referință, este parcul industrial din Cluj, cu denumirea Tetarom. Este un parc care se dezvoltă de 20 de ani. Au început de la 18 hectare care aveau în gestiune și la momentul actual gestionează 398 de hectare. Și au, dacă revenim la discuția noastră despre platformele specializate, au 5 filiale până la momentul actual. Parcul industrial Tetarom este considerat un model de succes și în România și pentru toată lumea care este în domeniul gestionării parcurilor industriale. Păi să știți că succesul major al colegilor de la Tetarom este datorat faptului că în Cluj există 6 universități puternice, cotate la nivel internațional și la nivel european. Acesta a fost și un factor de atracție investițiilor mari pe aceste platforme. Respectiv, legat de parcul industrial Tracom, cum încercăm noi să soluționăm problema respectivă? Anul trecut am semnat 2 acorduri de colaborare cu cele mai notorii universități din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova. Cu ambele universități am stabilit că organizăm program de stagii pentru studenții acestor universități. Deja au fost organizate vizite ale decanilor facultății Universității Tehnice din Moldova, care este cea mai de referință pentru platforma noastră industrială, pentru că este universitate care produce cadre pentru tot spectrul de activități care îl avem pe platforma noastră industrială. O altă abordare este cea de organizare a proiectelor de pregătire a cadrelor deja din cadrul întreprinderilor. Și aceste acorduri de colaborare presupun și o astfel de abordare. Deci, pe intern, organizăm un centru de excelență. Pe intern mă refer la Tracom. Da. Vom organiza acest centru de excelență unde vom putea organiza aceste cursuri de calificare și recalificare a cadrelor. Pentru că antreprenorii adesea sau își lărgesc gama de investiții în diferite domenii și mai deschid alte activități. Sau în procesul implementării înțeleg că au nevoie de oameni cu alte tipuri de abilități și atunci noi, ca și răspuns la această provocare, le vom propune acest centru. Adică, cel puțin, aceste două universități, da, despre care le-ați numit, au posibilitatea în contact cu asociația dumneavoastră, cu Tracom, cu agenții economici de acolo, să-și înțeleagă care trebuie să fie calitățile și competențele acestui viitor specialist, ca el să corespundă, deci, realităților și cerințelor pieței. Fiindcă uneori programele noastre universitare, deci ele rămân în urmă. Nu este vorba numai de Republica Moldova, este un proces în general european și probabil și mondial. Sunt țări și universități care permanent, și aici Japonia, Germania și alte țări, ei țin legătura aceasta între educație și sectorul real mai aproape. La noi, din păcate, aici sunt niște discrepanțe. Legat de colaborarea cu universitățile pe partea aceasta de stagii ale studenților,
Noi ne propunem ca partea teoretică pe care o însușesc studenții să fie asigurată de către universitate, iar partea de creștere a abilităților practice să fie desfășurată în cadrul întreprinderilor de pe platforma Tracom. Studenții pot să vină acolo la practică. Practic să treacă, deci acest stagiu de practică, el pare să-i planul 2, planul 3 și îi pot veni. Este practica asta la dumneavoastră de acum, da? Da, deci noi suntem în proces de implementare acestei practici și noi o vedem ca una de succes. În același timp, deci noi ne-am propus împreună cu conducerea ambelor universități să organizăm târguri de muncă, adică ziua ușilor deschise la Tracom, unde studenții, cei care sunt interesați de un job pe teritoriul Tracom, să vină în vizită la întreprindere. Aici vorbim de alții, nu doar cei care vor participa la stagii. Da. Adică încercăm prin diferite modalități să trezim interesul potențialelor angajați pentru un loc de muncă pe platforma Tracom. Deci locuri de muncă vacante, deci totuși sunt. Există locuri de muncă vacante, inclusiv în echipa administratoare. Deci e vorba de salariu sau sunt condițiile grele de muncă? Nu, n-aș spune că sunt condiții grele de muncă. Suntem în proces acum de reorganizare a echipei pentru că am vorbit deja, ne propunem planuri mărețe și respectiv avem nevoie de cadre pregătite pentru implementarea acestei strategii. Înțelegem cu toții că e una foarte ambițioasă. Respectiv, deci în echipă trebuie să avem oamenii corespunzători cu pregătirea și cu calificarea necesară. Eu cred că telespectatorilor o să fie interesant când noi vorbim de strategie de dezvoltare către anul 2030, mult sănătate dumneavoastră, să vorbească și să înțeleagă și să audă despre perspective. Aveți 2500 de angajați, aveți salariu mediu de 10.000, deci la ce să ne așteptăm către anul 2030? Minimum 10.000 de lucrători pe platforma Tracom. Ați spus-o în fața televizorului. Deci v-a ascultat toată țara. Ne revedem în 2031 cu dumneavoastră după ce încheiem anul 2030 și facem tot anul. Eu azi fiu la pensie și am să vin încolo numai decât în vizită, măcar să mă uit și faceți. Deși eu o să vin mai devreme. Stimați telespectatori, e vorba de angajați 2500 și se prognozează în 7 ani de zile că acolo numărul deci angajaților să crească până la 10.000. Cândva, vă spun că uzina de tractoare avea aproximativ 7-8.000 sau probabil unele statistici arată chiar și 10.000 de angajați la Tracom. Eu vreau să vă doresc succes. Acum să încercăm să medităm și asupra unui subiect care este la fel de dureros pentru economia noastră. În ce măsură noi avem astăzi cadre care, la diferite niveluri, și în administrația statului, și în administrația business-ului privat, și în aceste potențial care există în domeniul întreprinderilor de stat, ca în general să lansăm și relansăm economia. Uneori se creează impresia din analizele experților, că potențialul de cadre totuși lipsește. Eu mi-aduc aminte că dumneavoastră ați lucrat șef de direcție de politică externă la Parlament, vă ținem minte că erați bine organizată, disciplinată. Vedeți că stufa aceasta de bun organizator totuși îi permite persoanei să fie la nivel tot timpul. Fără să vă fac prea multe complimente, le meritați, dar vă întreb așa cum este. Ați văzut foarte multe cadre. Ați văzut lideri de parlamente, ați văzut delegații, ați văzut președinții comitetelor și comisiilor noastre parlamentare, deputați și ministri cu diferit potențial. Eu întreb, Republica Moldova, astăzi, în general, și la nivelul potențialului de cadre în țară, și la nivelul, poate, a diplomației noastre, are capacitate ca să ne promoveze, deci, într-un fel, interesele noastre economice. Și în țară și peste hotare. Dumneavoastră o faceți.
după acorduri, alergați în România, în Italia și așa mai departe. Ce facem? În opinia mea, noi avem personal pregătit pentru promovarea corespunzătoare a oportunităților economice oferite de către Republica Moldova. Din câte cunosc, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și-a propus ca obiectiv prioritar dezvoltarea diplomației economice. Ba mai mult, anul trecut, în cadrul Ministerului, a fost constituită o subdiviziune separată care se ocupă de diplomație economică. Noi suntem într-o legătură foarte strânsă cu colegii din această subdiviziune. Împreună am participat la diferite forumuri economice, când vin în vizită delegații importante de antreprenori în căutarea oportunităților economice în Republica Moldova, suntem solicitați pentru întâlniri și o facem cu mare drag. Nu, ne place să primim oaspeți la Tracom. Totodată vreau să menționez că foarte eficienți sunt consilierii economici din cadrul ambasadelor acreditate peste hotare. Ca și Asociația Parcurilor Industriale, noi am avut pe parcursul ultimilor 2 ani o colaborare strânsă, un suport considerabil din partea colegilor de la Ambasada Republicii Moldova în Suedia, din partea Ambasadei Republicii Moldova acreditată în România. De altfel, domnul ambasador, domnul Chirilă, este un promotor extraordinar a tot ceea ce înseamnă oportunități economice, companii din Republica Moldova și este foarte insistent. Toamna trecută m-a găsit într-un weekend și mi-a zis: săptămâna viitoare este un forum extrem de important, dumneavoastră trebuie să participați la acest forum. Și cu adevărat, când am ajuns la Brașov, pentru că acolo se desfășura acel forum, m-am convins că a avut dreptate de ce a fost insistent, pentru că era un forum al antreprenorilor din diaspora Republicii Moldova. M-am bucurat foarte mult să cunosc, în sală erau peste 300 de persoane, să cunosc moldovenii de-ai noștri care au dezvoltat proiecte importante în întreaga Europa, din Statele Unite, în Dubai. Deci, vedeți că trebuie să găsească și la nivelul conducerii politice, fără să-i criticăm, și la nivelul diplomației noastre, oameni care înțeleg și oameni care ar putea aceste bune inițiative care există inclusiv în diaspora, cu care colaborați inclusiv și dumneavoastră, să-i atragă în țară și să spune: băi, veniți în coace, că se poate, uite, noi propunem o variantă, 2, 3, 4, și probabil că trebuie mai mult colaborare și cu Ministerul Economiei. Dumneavoastră ne dați niște prognoze optimiste, așa înțeleg eu. Da, eu sunt optimistă vis-a-vis de rezultatele economice ale Republicii Moldova și o spun bazat pe anumite rezultate, pe anumite date, pe anumite statistici. Domeniul IT-ului, dumneavoastră ați lucrat acolo, ați realizat niște succese, într-adevăr acest domeniu este vizibil. Unii spun că, de fapt, cu anii acest domeniu o să fie tot mai important în PIB-ul moldovenesc, în PIB-ul Republicii Moldova. Noi cunoaștem ce e vorba și aportul universităților noastre. Totuși, de ce ne-a reușit noi să realizăm niște succese în domeniu și prin ce acest model, acest domeniu, da, este important și ar servi, așa să spunem noi, experiența și pentru alte ramuri ale economiei. Mie îmi place foarte mult să vorbesc despre acest domeniu, pentru că am activat aproape 15 ani.
Și împreună cu colegii din Asociația Companiilor din domeniul IT, a colegilor din, de la fostul meu job, am depus eforturi considerabile pentru că acest domeniu să se dezvolte. În opinia mea, un rol important în dezvoltarea sectorului a fost cel de pregătire a cadrelor. Iarăși revenim... Cum spune cineva, cadre, reșaie, tot. Iarăși revenim la ceea ce am discutat adineauri cu dumneavoastră. Pentru că pe parcursul câtorva ani au fost create mai multe oportunități pentru tineri ca să-și dezvolte aceste abilități. În 2014, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost inaugurat un centru de robotică pentru copii, adică învățare a programării prin joc. După care a urmat deschiderea centrului de excelență Techwheel, pe care îl cunoaștem toți. Da. Este un centru care a fost deschis prin efortul donatorilor străini, dar și prin implicarea financiară a companiilor importante din domeniul IT, din domeniul comunicațiilor electronice. Și de această dată m-am convins de faptul că atunci când sunt reunite eforturile, rezultatele sunt pe măsură. Totodată, deci în paralel, au fost modificate curiculele la universitățile, la Universitatea Tehnică, la Universitatea de Stat din Moldova, astfel încât avem acum un program foarte clar de pregătire a acestor specialiști. Și ca și efect al implementării proiectelor respective și totodată un rol important l-a jucat legea parcurilor IT, cea care de fapt pune baza unor facilități pentru acest domeniu și eu cred că legea parcurilor este un proiect, dacă putem să-l numim, de succes pentru Republica Moldova. Acum, ca să vorbim un pic în cifre, că îmi place să vorbim cu cifrele pe masă. Dacă în 2016 în Republica Moldova erau înregistrate 250 companii IT și efectuau un export al serviciilor IT de 58 milioane, la finele anului 2021, că nu avem încă anul financiar închis, 2022, de ce o să duc datele. La finele anului 2021, în Republica Moldova, erau înregistrate peste 2700 companii IT. Și un volum de export a serviciilor IT de peste 350 milioane euro. Euro. Deja în 2020... Că avem 7 miliarde de lei moldovenești export. Exact. Deja în 2020, volumul exporturilor serviciilor IT a depășit volumul exporturilor producției vitivinicole. Da, da, da. Un segment foarte important în PIB-ul Republicii Moldova. Deci noi vedem foarte clar care este tendința. Și încă știți un lucru important care s-a produs prin implementarea acestei legi. Este revenirea moldovenilor acasă. Acasă. Pentru că cei care activau în unele companii mari din domeniul IT în străinătate, atunci când au cunoscut despre acest cadru legal facilitar pentru domeniul respectiv și-a convins managementul companiilor să deschidă reprezentanți aici. Și înțelegeți, s-a produs o revenire inteligentă a moldovenilor care
au fost delegații de către managementul dumnealor. Dacă vedeți că nu avem noi televiziunile, jurnaliștii îi poftim de la principalele canale, deci analiza acestor fenomeni. E un fenomen interesant care dumneavoastră l-ați văzut, fiindcă sunteți acolo în teren, cum spuneți, vedeți realitățile. De fapt, economiștii și puterea a patra, aici numește mass media, ar trebui exemplele acestea bune să le scoată în vizor, că nu este doar emigrare, dar avem și o mică imigrare pe anumite domenii. Și având în vedere că emisiunea noastră este pe sfârșit, când discuțiile cu dumneavoastră sunt foarte interesante și eu vă promit că o să mai continuăm să abordăm problemele. Cu drag. Am vrut să vă întreb, uitați-vă, aceste două domenii, da? Ați vorbit despre domeniul vinificației, care cândva era absolut prioritar în Republica Moldova, și ne pomenim în anul 2020, când pentru prima dată volumele producției din domeniul IT-ului depășesc cele vinicole. De fapt, o țară care tradițional a fost agrară și se ținea tot pe fructe și pe legume și pe export și mai departe, începe să aibă venituri serioase, solide și probabil constante, să sperăm, de acum din domeniul IT-ului. Și aici întrebarea. Dumneavoastră, având, sunteți acolo practician, vedeți și alte domenii care ar putea astăzi să fie la fel de prioritare, la fel de interesante, în afară de IT și vinificație? Eu înțeleg că e o întrebare pentru economiști, dar oricum dumneavoastră sunteți practician, ați lucrat în câteva domenii prioritare, și încercați să vedeți. Eu o să vă expun punctul meu de vedere, pentru că sunt un om care studiez și trendurile economice internaționale și cele regionale. Ba mai mult, analizez și deci interesul investitorilor, da? Din ce domenii investitorii vin în Republica Moldova. După mine, de mare perspectivă pentru perioada imediat următoare vor fi domeniul prestării serviciilor. Aici mă refer la servicii de diferit tip, mă refer la call centre. Este un segment într-o dezvoltare extraordinară. Să știți că mă bucur acest lucru pentru că pune accentul pe inteligența cetățenilor Republicii Moldova, care sunt vorbitori de câteva limbi, și ăsta este un avantaj extraordinar care nu întotdeauna știm să-l valorificăm. Da. Suntem multilingvi, multilingviști. Exact. Multiculturaliști. În continuare vorbim despre prestarea serviciilor. Vor fi la mare căutare serviciile de consultanță financiară, contabilă, pentru că apar tot mai multe companii străine pe piața Republicii Moldova și evident că va fi necesar ca aceste companii să beneficieze de servicii calitative și investitorii străini preferă în limba comodă dumnealor, dar nu doar asta, astea sunt trendurile regionale. În acest context al evenimentelor care se produc în regiunea noastră, se atestă un interes sporit din partea diverselor companii de pe alte piețe care doresc să-și deschidă un birou aici, pentru că sunt nevoiți să-și retragă birourile din țările implicate în război, din Rusia, din Ucraina, din Belarus. Și atunci Republica Moldova este cea mai potrivită țară pentru astfel de afaceri. Da. Exact. Și lucrul ăsta noi îl vedem și legat de interesul pentru oficii. Da? Sectorul imobiliar tot va avea va avea anumite avantaje în urma acestor exerciții.
Sigur că la mare căutare vor fi în continuare proiectele legate de energie regenerabilă și aici tot atestăm un interes sporit din partea potențialilor investitori, pentru că este un context și o perioadă oportună pentru astfel de tipuri de proiecte. Cred că agricultura inteligentă va... Agricultura inteligentă? Stimați domni, uitați-vă ce vorbește dumneavoastră despre agricultura inteligentă. Noi discutăm la tema asta de 50 de ani și nici de cum n-am putut o implementa. Dumneavoastră o vedeți real că ea poate fi aplicată. Sigur, sigur. Și va aduce rezultate foarte frumoase. Eu cunosc câteva proiecte extraordinar de frumoase din domeniul agriculturii inteligente și mă bucur foarte mult că acești investitori au ales Republica Moldova pentru implementarea proiectelor respective. Bine, noi avem încă multe întrebări, din păcate timpul emisiunii s-a dus, s-a scurs, a fost o discuție destul de bună, eu aici mai am câteva întrebări, dar încerc ultima totuși să o abordez. Ați avut niște succese în anul 2022, eu am mai citit niște interviuri acolo, v-am văzut activitatea, mă bucur mult, dar haideți să încercăm să vorbim despre planurile pentru 2023. 1, 2, 3, 4. Preconizați dumneavoastră în cadrul deci și asociației și în cadrul parcului Tracom să realizați. Pentru anul 2023, ca și echipă administratoare Tracom, ne-am propus implementarea proiectului de energie regenerabilă, adică dezvoltarea unui parc fotovoltaic pe teritoriul parcului industrial. Deja în proces de implementare este proiectul legat de digitalizarea tuturor proceselor și activităților întreprinderii administratoare. E un lucru indispensabil pentru noi, pentru că dacă ne propunem strategii de genul de care v-am vorbit, cu siguranță partea aceasta de digitalizare este importantă. Vom continua dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, pentru că obiectivul nostru este să oferim un spectru mai larg de potențiali angajați pentru antreprenorii noștri. Și avem anumite proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul Tracom. Aici vorbim de parcarea publică, aici vorbim de modernizarea rețelelor interne, pentru că, da, noi le-am dezvoltat, le-am modernizat, dar avem unele rețele care sunt... Vrând, nevrând, încerc să mai pun încă o întrebare, deși asta parcă la mine era ultima. Pe mulți i-au afectat și criza energetică, și criza economică, și inflația, și multe altele. Vă spun că unii și-au suspendat activitățile. Dumneavoastră nu v-a afectat asta. Cum v-a reușit? Cu siguranță antreprenorii de pe platforma Parcului Industrial au fost afectați din punct de vedere economic. Da. Dar dacă m-ați întrebat care e cel mai mare succes al anului 2022, la această întrebare eu aș răspunde în felul următor. Cel mai mare succes al platformei Tracom este faptul că niciuna din întreprinderi nu și-a sistat, nu și-a închis activitatea. În pofida la diversele provocări ale anului care a trecut. Și noi vom depune tot efortul ca antreprenorii noștri să-și dezvolte afacerile și nici de cum să nu ajungem în situația în care să fie nevoit să-și sisteze sau să pună pe pauză, să închidă activitatea. Activitatea.
Bine, doamna Salikov, eu vreau să vă mulțumesc pentru participare în emisiune. Eu știu că sunteți persoană ocupată și mă bucur că ați venit. Până la urmă, e un început de un an și aș vrea să vă doresc succes, sănătate și bucurie în anul care s-a început. Eu cred că telespectatorilor noștri a fost interesantă discuția cu dumneavoastră. Vreau să vă raportez că am dezbătut doar o jumătate din întrebări, din ce cauză. Vedeți că timpul a trecut, totodată noi vorbim cu practicieni, adică vorbim cu oameni cu experiență care au o bună biografie, au lucrat manageri în diferite structuri, au crescut, da? Fiindcă e una fiecare din noi 20 de ani în urmă și pe parcursul ultimilor 20-30 de ani avem o bună experiență și modelul și exemplul dumneavoastră este unul formidabil. Noi, de fapt, același lucru facem de fiecare dată, căutăm să aducem oameni cu experiență, oameni care au ce spune, inclusiv și societății și eu știu că ne privesc și guvernanței, este important și ei să țină cont de experiența și de bunele modele care există în societate și aceste modele, de fapt, trebuie să ne servească bază pentru a dezvolta în general țara. Eu vă mulțumesc, vă doresc mult succes și ne întâlnim numai decât o să venim, vă promit că o să venim și o să facem poate și o emisiune despre uzina dumneavoastră, despre sare în vedere, despre proiectele de dumneavoastră, despre parcul industrial și despre alte companii care există în cadrul asociației, fiindcă este important ca și cetățenii să vadă aceste exemple bune și să le urmeze. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Profit de ocazie că ne vedem cu dumneavoastră la început de an. Vreau să vă urez dumneavoastră, echipei televiziunii TVC 21, un an prosper, cu multe succese și realizări frumoase. Vă așteptăm cu drag la Parcul Industrial Tracom când doriți dumneavoastră și sunt de părere că trebuie să inițiem un parteneriat, o colaborare mai activă cu dumneavoastră, astfel încât să fie promovate proiectele de pe platforma Tracom din cadrul altor parcuri industriale, pentru că merită atenție și parcurile din regiuni și efortul antreprenorilor depus de către antreprenorii din regiuni pentru dezvoltarea afacerilor și pentru creștere economică a Republicii Moldova. Da, și cum se spune la noi în popor, să încercăm să vorbim și despre bine, nu numai despre rău, cât mai mult că modelele astea bune, ele există. Și cum spun moldovenii la noi, cele rele să se spele și cele bune să se adune. În cazul de față, noi sperăm că lucrurile bune, deci vor fi mai multe și vom vorbi permanent în emisiunile noastre. Eu vă mulțumesc și, stimați telespectatori, și dumneavoastră vă dorim un an frumos, un an bun, plin de bucurii și plin de succese, să ne reușească să muncim mai bun și să avem și rezultate mai bune. Vă mulțumim și la revedere!